Acum va vorbi Liviu Taloi despre cum să ai un site mama-friendly, da? Pentru că le interesează în primul rând mamele, da? Mama friendly, dacă mama cumpără, nu, mama ia decizie. Nu e mama friendly, să vă zic treaba cu... Bine. Ok, și mama friendly. De asta așa, am avut timp să fac prezentarea zilele astea și a trebuit să iau ce am prezentat la conferința națională de e-commerce. Oricum, făcusem acolo suficient de multe screenshot-uri pe magazine online cu specific feminin. Și așa că cine a fost în sală la workshop-ul meu, s-ar putea să mă repet, de fapt, sigur mă repet. E cineva care a fost în sală la mine, marți? Ok. Deci o să dai peste aceleași slide-uri, practic, și aceleași explicații, cu alte cuvinte. Ceilalți care n-ați fost în marți la workshop-ul meu, care s-a numit laborator de e-commerce, aș vrea să vă întreb care este legătura voastră cu e-commerce-ul, care este legătura voastră cu magazinele online. Câți dintre voi dețineți magazine online sau, vă rog, sunteți angajați în magazinele online? Nu a sus. Ok, toți întâi. Câți dintre voi aveți relație de ținut consultanță, dați consultanță pentru magazine online? Adică sunteți, mă rog, pe SEO, pe ceva, pe diverse. Și restul lumii ce face? Legat de magazine online, ce faceți voi? Faceți ceva sau nu faceți nimic? Adică vă interesează ce zic eu sau nu, ca să știu. Da? Sigur? Vă interesează cu voi să înveți. Ok. Pentru că putem vorbi și despre altceva, eventual, mă rog, puteam să intrăm să facem ceva live, dar hai să vedem ce este pe slide atunci. Mergem puțin, deci dacă nu se puteți să puneți întrebări, vă invit pe Ecompedia, dacă nu aveți acum timp suficient, da? Știți de pe Compedia? Câți știți de el? Ia mâna sus. Ah, foarte bine. Înseamnă că mi-am făcut bine vreme. Bun, mai să mergem mai departe. Vorba despre Avon. Și la Avon am luat în calcul homepage-ul pentru început. După aia merg mai departe puțin și pe pagina de produs. De foarte multe ori, homepage-ul unui magazin online este hotărător în ceea ce privește cifra de afaceri. Nu doar pentru că este ca și landing page, cel mai vizitat landing page, în jur de 30% din traficul de pe un magazin online ajunge pe homepage. Cam atât. Restul se distribuie pe celelalte pagini. Ideea este că reclamele care sunt pe homepage, mesajele comerciale care sunt pe homepage, sunt foarte, foarte importante. Ca atare, homepage-ul trebuie să arate într-un anumit fel. Trebuie să exprime în primul rând, ceea ce vindeți, ceea ce aveți la vânzare și care sunt ofertele. Ce am scos în evidență aici, în cazul Avon, este, în primul rând, folosirea unor persoane publice pentru a evidenția mesajul comercial. Acest lucru este foarte bun. Este un lucru extraordinar. Chiar și pentru cei care, să zicem, au probleme cu această vedetă, care este prezentă pe site la Avon, rata de conversie crește. Deci și haterii și loverii unei vedete, unei persoane publice, vor avea o încredere sporită în site, numai prin faptul că văd acea persoană că recomandă produsele respective. Chiar dacă, v-am zis, sunt în tabăra adversă a respectivei persoane. Și am mai multe, adică am studiat de-a lungul timpului mai multe lucruri de genul ăsta, totdeauna a funcționat o persoană publică pusă pe site. Next este vorba de un banner comercial care are un call to action foarte ok făcut și foarte corect. Exprimă ceea ce oferă, spune în ce perioadă și așa mai departe. Nu mai știu exact textul, că am uitat de când am făcut preschino. Ideea este că sunt foarte multe bannere pe homepage, am văzut foarte multe bannere pe homepage, chiar și în domeniul copiilor, nu pro copiilor, pusă pentru copii, puricultură, aici se mai zice uneori, care nu exprimă nimic. Nu spun, o să vezi mai încolo puțin, am un print screen de la Elf BV, cred, și o să vă arăt despre ce e vorba acolo. Deci este un banner pur și simplu care nu comunică. E absurd pus acolo, da? Trebuie să comunice ceva comercial foarte clar. Niște termeni foarte clar și preciși. Next. Vorbim despre o pagină de categorie, care se cheamă decorațiuni. Eu n-am înțeles ce înseamnă aia. Deci eram vorba de fashion, îmbrăcăminte, după aia decorațiuni.
Sigur, aici sunt niște pijamale, de fapt, ce am înțeles eu după aia. Însă numele respectiv nu mi se pare suficient de bine ales pentru această categorie de, produse. Și navigarea este foarte, foarte greoaie. Navigarea pe acel meniu vertical nu este vizibil, în primul rând, este foarte mic scrisul și este foarte greu să apeși pe acel meniu în forma aceea. În general, fashion-ul preferă meniul care se derulează de sus, știți, acel meniu ca ASOS, Conshop și așa mai departe, pentru că este foarte clar și permite o navigare foarte ușoară. Chiar în condițiile unor categorii foarte multe, categorii, subcategorii și chiar subcategorii foarte multe, permite o navigare foarte, foarte simplă și ușoară. Acest meniu de aici este un meniu greoi și un meniu care se navighează greu în el. Și titlul categoriei este unul care nu e corect, pentru că în loc să scrie decorațiuni, scrie acolo sus, îmbrăcăminte scrie. Deci nici măcar nu sunt consecvenți în ceea ce comunică. Dar asta e partea a doua. Mergem mai departe la produs. Și prima chestie atunci când ai de-a face cu niște mămici sau niște femei, este să le oferi detalii. Deci prima chestie la care se uită o femeie atunci când cumpără fashion, sau când cumpără probabil o hăinuță pentru copii, că tot fashion, să zicem, ar putea să fie, este cusătura. Este cusătura, este nasturele, este decorațiunea care se întâmplă, broderia sau ce acolo. Și atunci, în mod normal, trebuie să-i oferi un zoom pe poză. Este obligatoriu. Ceea ce pietre nu se întâmplă aici. Deci, în cazul Avon, zoom-ul pe poză lipsește cu desăvârșire. Deși, respectiva femeie vine acum, eram eu, dar testam site-ul, vreau să văd acele modele florale de pe pijama și n-am reușit să le văd. Și n-am putut să cumpăr bineînțeles pijama respectivă. Mai departe puțin, nu avem breadcrumbs-uri pe site. Care este unul, știți și voi, bănuiesc că știți sau ar trebui să știți, se prezintă un element navigațional important. Ajută persoana care navighează în site să ajungă înapoi și când lipsește este foarte grav. Asta e alt element care mi-a plăcut și alt element, de fapt, nu mai e termenul, mai cred că unul pare de ăsta, search-ul. Unde ar trebui să fie search-ul pus? Ia spuneți voi așa, în cor. În dreapta sus. De ce ar trebui să ținem cont de bunele practici în această usability? De ce? De ce nu putem să spargem șabloane? Nu? Ar trebui să spargem șabloane zilnic, nu? Dar de ce? Nu? Bun, și ce dacă? Și spar șabloane, știi? Dar de ce vreau să fac? De ce trebuie să respect un minim de bune practici? Hai, please! Nu e adevărat. Ușor, mai departe, alt răspuns. E vorba de timpul pe care îl petrece utilizatorul pe site. Dacă așa. Mută butonul în altă parte, deja s-ar putea să se plictisească sau să fie supărat că nu am găsit. Ai început să zici bine, dar n-ai zis chiar bine. Vezi? Ai început cu timpul, dar nu e ce zici tu. Uite, m-am răspuns acolo, hai să vedem. N-am premiu, promit ceva, nu știu ce, o cafea, o ceva, nu știu, da? Obișnuit, dar... Asta este. Timpul petrecut de el pe alte site-uri, ale concurenței, citit magazin, e mult mai mare decât timpul petrecut pe acest site. În această cauză, trebuie să avem grijă la bune practici. Da? Pentru că el e obișnuit, cum spui tu, da, de alte site-uri, să fie pus în altă parte acel buton, acel câmp sau ce este el. Pentru că în esență, aici stă 3 minute pe site, dar restul de minute îl trece pe alte site-uri. Deci timpul este mult mai mare petrecut acolo și se tipărește un anumit pattern. Sigur că se poate sparge un tipar, da? Se poate proiecta un site și în alt fel, cu grijă, cu precauție și evidențiind locul respectiv, adică făcând ceva să atragi atenția suficient de tare. Și next am o problemă cu cross-sell-ul și upsell-ul. N-am înțeles directoare acel ceas cu pijamalele. Deci acolo e vorba despre produse similare, cred că scrie acolo. Da. Și e vorba despre un ceas și un album. Acum, acel legătură cu pijamala nu știu. Poate că are o legătură care eu n-am înțeles-o, dar mi se pare că nu este foarte bine ales acel produs. Probabil că e pus nu e random. Am încercat să dau refresh la pagină și
Te rog. Asta era și n-am înțeles. Dar suntem totuși în fashion, în îmbrăcăminte. Deci de acolo s-ar putea să vină. E posibil. Nu m-am gândit la explicația asta. Da. Dormi în pijamale, pui ceasul pe noptieră să te trezești dimineața, iar autobusul stai și pe noptieră să vezi să vezi copilului. Și iar mai știi, da, ok. Bine, eu am fost probabil mult prea drept așa, eu sunt foarte subtil probabil, din cauza asta nu m-am prins. Bine, dacă erau 4 ori să prindeam mai repede puțin de această legătură. Mă rog, ideea este, acum sărim peste glumă, că trebuie să fim atenți la acele cross-uri și upsell-uri care le punem, să nu le punem mai grea, da? Next, watch shot. Sigur, vine și la femei și la bărbați. Asta ar putea fi mașina mea. Mă rog, asta e. Ce m-a deranjat aici este următorul lucru. M-a deranjat. Nu v-am zis că cei cu verde e de bine, cei cu portofel roșu este de rău. Dar deci aici este cu verde. Acel UVV bar, care înseamnă Unix Ray Composition și Unix Value Composition. Deci este acea bară prin care își arată lumii întregi care este diferențiatorul sau ce fel de promoție sau ofertă are în acel moment, astfel încât lumea să știe. Bara care există și se află pe toate paginile site-ului, e ca o picătură chinezească, până la thank you page, când nu mai există. Dar în rest, această bară își face treabă pe toate paginile site-ului. Este acel mesaj care apare permanent și care spune, dar de ce să cumpăr de la mine și unul de la altul? Alt lucru interesant este vorba de mesajul comercial clar și foarte bine făcut. Sigur, la grafic acum nu intrăm chiar să discutăm grafica, dar mesajul comercial este ok. Și mergând mai departe la produs, am făcut ceea ce se cheamă testul cu blur sau testul blurului, care vi-l recomand și vouă pentru a vedea problemele de usability, mai ales în pagina de produs, care arată așa ceva. În momentul în care blurezi la maximum, practic, o pagină de produs, îți dai seama, sau nu dai seama, unde se află un buton de adaugă în coș. Ce recomandare aș avea pentru colegii de la workshop este să reducă din roșu. Pentru că este foarte mult roșu pe această pagină. Este vizibil butonul de adaugă în coș, nu zic că nu este, pentru că în jurul lui nu sunt așa multe elemente. Dar, pe de altă parte, prea mult roșu pe pagină și îi strică. Culoarea de action, care este culoarea care se află pe butonul de adăugare în coș și sigla trebuie să se afle, ar trebui să rimeze sigla cu culoarea, deci culoarea siglei cu culoarea adaugă în coș, ar trebui folosită cu foarte mare zgârcenie, ceea ce nu se întâmplă în acest caz. Pentru că roșu e folosit în multe alte locuri, nu doar în butonul de adaugă în coș, mai poate fi folosit pe search, unde este search-ul de produse, sau pe coș, sau pe promoții. Dar în foarte puține locuri, nu în foarte multe, cum este cazul aici. Da? Mergem mai departe puțin, ajungem la o altă scumplură, unde se vede clar unde e butonul de adaugă în coș. Nu trebuie să te chinui să-ți dai seama unde este acel buton. Vedeți? Aplicând un blur pe pagina mea, îți dai seama ce este important și ce nu este important. Un alt test care se poate face este testul de 5 secunde, care face exact ceea ce se aude. Anume, unui om care habar n-are de site-ul ăsta, era 5 secunde pagina și după aceea întreb unde butonul de adaugă în coș. Dar numai 5 secunde, nu mai mult. 5 secunde, pur și simplu. 1, 2, 3, 4, 5, bam! Unde era butonul de adaugă în coș? Păi era stânga, sus, dreapta, jos, dacă nu știți să zic, la revedere. Da? 5 secunde, atât, nimic mai mult. Alt test la fel de bun ca testul cu blur. Când dăm, să vedem, sigur, acolo se află butonul și este bine să fie un singur buton de acțiune pe pagină. Cu contrast puternic. Și acum o să vă vedeți ceva interesant. Vreau să fiți foarte atenți la schimbarea slide-ului următor și să spuneți cine pe cine copiați. Da? Deci, avem vorba despre o copiere la pixel a unui site de afară. Pur și simplu. Numai așa. Sigur, acum, lumea, când am vorbit despre chestia asta în sală, sigur, erau și colegi de acolo, de la Urbamas, în sală. Un design poate fi, nu poate fi copiat. Sigur, într-o anumită măsură poți să te inspiri. Poți să copiezi layout-ul, adică paginarea. Poți să
te inspiră, știu, să folosești un font, mai ok. Dar la pixel, sincer, mie mi se pare puțin cam mult, să copiezi, folosești. Deci, efectiv, dacă tragi o dungă, este fix în același loc. Butonul de la Topshop, care e un site foarte mare de fashion, pe cum bine știți, e roșu și are contrast mai puternic decât cel pe negru. Dar, în esență, este același site. Fix același site. Acum, na, e alegerea lor, ce vor face în continuare. Eu mi-am făcut datoria să arăt că există această foarte mare apropiere, să nu zic copiere, a acestui site. Și nu mi-a plăcut. Mă rog, aici vedeți site-urile puse așa unul lângă altul, ca și comparație, dar v-ați prins că este vorba de același site, de fapt. Același layout. Next. Tot de vorba noastră, vorba noastră contează, sunt site-uri de fashion care vând cu stil. Adică el vor să fie, aibă acolo o pagină, un homepage, ca de revistă. Ceea ce e foarte ok, atrage. Vorbeam de mesaje emoționale, e ok. Însă, mesajul comercial este improbabil. Pur și simplu, dacă dau click pe cele trei fete, habar n-a ce se întâmplă. Mă duc să beau cafea cu ele. Deci nu știu ce se întâmplă acolo. Pur și simplu, nu am nimica clar. Nu mi se explică nimic. Pur și simplu. Nu știu ce se întâmplă, la practic. Și celelalte trei fete de jos sunt niște categorii, cum ar veni de produse. Dar nu există, adică eu ce am în plus, ce câștig, cu ce mă ajută, de când până când, nimic la comercial. Da? Pe de altă parte, este alt site, la fel de bine făcut, zic eu, sau mă rog, poate puțin mai bine făcut decât ăsta, Urbanas, și care știe să prezinte comercial o ofertă. Oameni buni, se poate desena foarte frumos și în același timp se poate pune o ofertă comercială pe site foarte corectă. Deci se pot, aceste două chestii pot coexista foarte ușor. Trebuie doar să-ți dai silința. Atât și mai mult. Mai clar decât aici oferta cu ce obții, când obții, când e valabil, ce vrei și arată foarte bine, mă rog, sau acum eu sunt bărbat, poate zic că arată bine, dar eu zic că și fetelor le place probabil această pagină. Sper să le placă. Nu știu, acum mie mi-a plăcut. Și în orice caz am o admirație pentru Victoria's Secret, pentru că știe să vândă. În primul rând e un site comercial foarte bun. Next. Aici am două footere de site. Sus este matar.ro, jos este zorelestore.ro. Sunt două footere. Și le-am dat ca exemplu pozitiv de culegere a e-mail-urilor pentru newsletter. Observați cum e, nu că mi se cere e-mail-ul, da, să mă abonez, dar îmi spune de ce îmi cere e-mail-ul. Adică este un funnel acolo, dacă vă uitați, avem o expresie, un mesaj comercial, încă unul și încă unul și după aia mă abonez. E ca un fel de funnel ăla, da? Este foarte ok ce se întâmplă acolo. Ce lipsește din tot funnel-ul ăla, sigur, i-a spus colegul de la Matar, era în sală, este, sau dacă nu i-am spus, am uitat și îmi fac mea culpa acum, ce face cu datele personale, puteam să spună ceva de chestia asta, dar ok, este bine ce văd. Foarte puține magazine online spun, doamne, îți cer e-mail-ul, dar pentru ce ți-l cer? Să mă aflu întreabă, adică, care e scopul pentru care îți cer e-mail-ul ăla? Da? Trebuie să spui lucrul ăsta. La fel se întâmplă și jos la Zorele Store, mi se spune, mi se zice, acolo este însă o problemă și sper să meargă la acest laser pe ecran, deci nu cer că nu este pe hârtie sau ceva. Se vede acolo ce arăt eu aici. Acel câmp unde este e-mail-ul, unde scrie adresa de e-mail și după aia un buton de OK, nu pare să fie un câmp în care poți să spui e-mail. Este desenat la fel ca și capul de tabel unde scrie newsletter. În această cauză, mie mi-a făcut să înțeleg unde trebuie să-mi bag e-mail-ul. După, m-am prins după mai multe secunde de cercetare, să zic, dar este o greșeală de design acolo. Asta le-am zis și au notat și probabil că o să corecteze. Deci nu se poți imagina că fiind desenat la fel ca și capul de tabel, acolo de fapt este un câmp în care tu ceri un e-mail. Dar trebuia desenat altfel. Aia e tot. Deci dacă făcea să nu fie plină cu culoarea aia, era ok. Dar în rest, mesajul este foarte bun și mi-a plăcut de colegii de la Zorele Store. Matar, cum vreau, este un site foarte ok, printre altele. Ați putea să vă uitați pe el să vedeți cum este făcut. Tu să spui cum stau cu tipul, la un moment dat pot să mă opresc, să știi. Sunt filtre de pagină ok, dar sortări nu sunt deloc.
Ideea este că e bine să sortez produsele după diverse criterii. Și asta vedem în pagina următoare, în care, spre exemplu, Dorele Store, pe lângă filtre care arată și un pic altfel și sunt mai ok, avem sortări după recomandarea magazinului, după nume produs care nu prea face sens, preț crescător, preț descrescător. Dar și mai bine decât acest Dorele Store, care are pe lângă asta și un, un floating bar. Dacă vedeți, acolo există un scroll pe pagină și eu nu sunt, sunt acolo la mijlocul paginii, sunt undeva. Acea bară de sus roșie rămâne după mine, se plimbă după mine și am coșul permanent în, în fața mea. Acest floating bar cu shopping cart-ul îmi crește conversia undeva între 5 și 15%. Deci este ok de folosit. Și mergând mai departe la Otter Shop, aici pe lângă filtrele foarte bine făcute, sunt sortări mult mai bune și niște afișări. Și anume avem cele mai noi, știți că femeile adoră acest lucru, ce a apărut nou, în fashion. Și atunci acest tip de sortare sau un filtru, după cele mai noi produse, este de folosit când vinzi femeilor, pentru că ele vor intra pe site doar pentru a vedea ce e nou. Pur și simplu vor face asta. Preț crescător la reducere. Acolo asta înseamnă că dacă sortăm după acel tip de sortare, vom vedea cele la reducere sus și probabil celelalte jos. Și mai este un element esențial pentru, cum zicea și colega mea, femeile browsează altfel magazine online și am să completez eu cum anume. Bărbații caută punct-o-tipul lovit, folosesc search-ul în general. Femeile folosesc comparația vizuală între produse. Deci ele trebuie să compare vizual produsele după culoare, design, bineînțeles. Și în acel moment face sens pe magazinele cu target feminin să aveți, cum scrie acolo la Outer Shop, vedeți că scrie afișează pe pagină 50, 100 și toate. Este foarte bine, femeile vă vor iubi, când vor avea toate produsele din acea categorie, toate, pe o singură pagină. Pentru că vor face foarte ușor o comparație vizuală între produse. Și vor alege, sigur, ce le place mai mult. Dar este un buton sau este un tip de filtrare sau de afișare care vă trebuie dacă lucrați cu un magazin online care au ca target femeile. Bun, și ziceam de sortări și mai departe vă zic despre floating bar-ul de la Otter Shop, care este foarte ok. Este mai ok decât floating bar-ul de la Dorele Store. Are coșu, are sărciu și categoriile principale. În punctul meu de vedere, este, zic eu, mai util decât cel de la Dorele Store. Acum lasă-mă să termin. La Fanghit. La Fanghit a avut o problemă, sigur eu am tot timpul, însă începem cu o chestie bună. Bara de USP UVP există și aici, este aceea cu galben și mai mult de atât pot să o și închid. Deci dacă mă satur de ea la un moment dat, pot să dau pe X și să dispar din pagină. Ceea ce este un fair play față de utilizator, nu-l obosesc prea tare. Este încă o atenționare de cookie acolo sus, dacă o vedeți. Sper să o vedeți, dacă nu intrați pe site acum să vedeți ce scrie. Conform legii trebuie să aveți și voi această atenționare sus. Da? Nu intru acum în detalii, dar credeți-mă, orice magazin online trebuie să aibă acea chestie pusă sus. Dacă nu o are, nu e bine sau... Deocamdată nu se știe ce se întâmplă cu cei care nu afișează, dar ar trebui să aveți acea informare privind cookie-urile. Sau dacă aveți un portal care, din care câștigați bani în bonul publicității, la fel, trebuie să aveți acea informare cu cookie-urile. Și apoi urmează și un punct rău, și anume nu-mi place, că imediat cum am intrat pe site, mi-am vrut acel pop-up cu abonarea la, la newsletter. Știți că există și tool-uri care fac chestia asta mult mai bine, colegul nostru Codem Urariu are așa un tool și este foarte ok. Nu obosiți omul cu acel pop-up. Ce se întâmplă când intrați într-un magazin offline și vine la voi și zice omul doctor, cu ce vă pot ajuta? Da? Ce faci în momentul ăla? Te dai la o parte. Te zice așa, opa, stai puțin. Da? Așa faci și în cazul acestui pop-up. Da, apare, te dai la o parte. Te dai înapoi un pic. Ori îl închizi, să zicem și treci mai departe, ori pleci pe site. Ideea este că ar câștiga mai mult dacă ar pune acest pop-up la a doua, la a treia, la a patra afișare sau pe anumite segmente. Mă rog, nu intru în detalii, sunt tool care fac chestia asta și fac foarte bine. Testul cu blur, un produs la Fanghift. Unde este butonul de adăugă în coș? Bine, îl bănuiți, bănuiesc, unde este? Sper că îl bănuiți.
Este aici. Ți-am băgat un altul pe aici sau nu? Nu mai am, nu mai am. S-ar putea să nu mai am nici ăsta, vezi? Aveți baterii sau nu? Ia ziceți. Vă scurcă. Dă-mi și mie să apăs pe săgețele, te rog frumos. Sau tu doi să scurcă cineva să apăs pe săgeți. Ah, gata, stai. A mers un pic, cred. N-ai mers altul, nu? Bun, acum am venit să vede, dar și-a dat drumul cumva, ori... Ok, nu știu ce s-a întâmplat. Bun. Ideea este că este acolo și nu se vede. Este controlul foarte mic, da? Mai sunt acolo încă două butoane gri, mă rog, gri, nu știu ce culoare incertă, un gri, care concurează foarte bine cu cumpără și ne vine. Dar culoarea două ricuri, text era mult, mult mai bine și sigur acea culoare să fi fost alta, pentru că uitați cât de puternice sunt celelalte trei culori din pagină, vorbind de roșu, roșu și verde, roșu-roșu de pe stânga și verde din dreapta, da? Care sunt foarte puternice ca butoane, dacă vreți, în comparație cu butonul Raug în coș. Deci nu ar trebui să fie așa. Bun. Mergem mai departe la o problemă de la depozitul de papetărie, unde avem trei butoane identice, ca mărime și culoare, una lângă alta, la un pop-up care încurajează coșul multiplu, nu intru în detalii, că nu mă lasă și cu cursul vreo prea mult. Și aici suntem la FanGift, unde avem o problemă cu cuponul de reducere, care este cel mai mare disruptor de conversie, posibil în coș. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când văd un cupon de reducere, încep să caut, mai ales fetele. Fetele sunt înnebunite. Voucher, cupoane, promoții, oferte și treburi de genul ăsta, orice rimează cu o economie, fetele sunt înnebunite. Și atunci prima chestie ce vor face? Voucher FanGift sau cupon FanGift pe internet, Google, să trăiască Google. Unde găsesc și eu? Soluția la această problemă, deci e posibil să nu se mai întoarcă, da? Adică rămâne, caută și nu mai găsește și nu mai vine înapoi. Și atunci de asta este cel mai mare disruptor. Citiți eventual și ce spune Linda Bastos pe Get Elastic despre acest lucru. Spune să vă zice ce vă zic și eu acum. Ideea este de a pune, când trimiți un newsletter cu un cupon, cu un voucher, ai un link special, un token, da? Voucher, codul voucherului. În momentul când dă click, îi se pune în cookie, îi se păstrează, poate să păstreze și 7 zile sau 3 zile sau nu contează cât, pe sesiune. Ajunge în coș și e deja completat calculat reducerea făcută. Sigur, dacă eu intru fără să am acel click pe link, să n-am acel cookie, aici nu văd nimic. Deci nu văd deloc voucher acolo, da? Asta este soluția cea mai elegantă pentru a implementa vouchere. Deci nu așa cu câmp, pentru că pierdeți clienții. Asta e una, o problemă, o chestie bună că există coș prescurtat, se cheamă în engleză enclosed checkout. Asta înseamnă fără distractori în jur. Doar coșul, un header prescurtat și în rest nimic altceva în jur. Sigur, rămâne barea de OSP-ul UVP, pentru că trebuie să rămână. Mai există un calculator de taxe de livrare care este foarte bine că este aici. Cu cât este mai aproape de coș, de fapt de produs, este mai bine. Este și o directivă europeană care va trebui să intre în vigoare până la sfârșitul acestui an, care recomandă, nu dă în cap, dar recomandarea Uniunii Europene în ori se face lege, că aceste taxe de livrare, de fapt, poate costurile, posibile și imposibile, care apar la un produs, să fie încă în pagina produsului. Deci, să nu fie, spre exemplu, mai sunt cazuri, mi s-a întâmplat și mie personal ca și client, să primesc în mediul de confirmare comandă, știți, mai aveți de dat încă 2 lei, pentru că nu e normal. Chestia asta se va sancționa conform legii. Deci, costurile toate, este bine să fie transparent puse în pagina de produs. Nu în altă parte, ci acolo. Sigur, merge și pe coș. Uniunea Europeană spune cât mai devreme în procesul de cumpărare, astfel încât omul să fie, cum să zic eu, conștient de ceea ce cheltuiește. Să nu se trezească o cheltuieli suplimentare, așa că vreți voi să se întâmple chestia asta. Și FanGift face chestia asta destul de bine, este pe coș și e în regulă. La fel face și EMAG-ul, cred, dacă nu mă înșel, mă rog. Și mai are Guest Checkout. Guest Checkout-ul este o treabă foarte bună și vezi că vreți ce înseamnă acest Guest Checkout. Poți să comand fără să fac cont. Contul nu este o obligație a userului pentru care, să zicem, nu știu, se întâmplă ce, adică de ce să fac eu cont? Dacă nu vreau, de ce să fac cont? Contul este un favor, este o onoare pe care o face clientul
și vă lasă datele să vă faceți după aia marketing cu acele date. Atenție, deci este un favor pe care vi-l face clientul. Ca atare, acest favor trebuie recompensat. Nu este o chestie pe care i-o dați așa, adică, da? Deci, pentru faptul că el își lasă datele și vrea să facă cont și tu vrei să comunici cu el, îi dai ceva. Deci, în partea de thank you, este bine să cer cont. În thank you page, când îi zici mulțumim pentru comandă, îi mai cer parola și îi zici următorul lucru. Pentru că îți dai parola și îți faci cont, vei avea tu și numai tu ofertă specială. Vei fi nu știu ce. Deci este recompensarea mea față de tine, client, pentru că îmi dai cont la mine. Da? Așa trebuie privit contul. Nu ca o obligație pentru client. Da? Atenție la chestia asta. Eu am făcut multe teste de usability pe site-ul. De câte ori puneam pe săracii tester să testeze site-urile, of, iar îmi fac cont. Of, este cea mai lăsată chestie să pui pe om să facă cont. Și dacă are cont făcut acum și peste 6 luni să cumpere iarăși și uite parola de la cont, ce face omul ăla? De ce mai trebuie cont? Explicați-mi și mie. Sigur, e o soluție și folosirea Facebook-ului, Google și așa mai departe pentru a reaminti și a intra. Eu folosesc când am Facebook login, Google login și așa mai departe, da? Și probabil că în curând voi folosi Amazon login, că am văzut că așa Amazon o face același lucru de vreo 2-3 zile. Next, Crystal Glamour, vorbim despre probleme aici. Avem un buton suplimentar. Butoanele suplimentare din coș reprezintă o abatere, știu că am depășit, nu? Reprezintă o abatere de la fluxul liniar al comenzii. Orice buton care face altă acțiune decât cel de mers către finalizarea comenzii, reprezintă un flux non-linear al comenzii. Ca atare, acel buton care se cheamă continuă cumpărăturile, n-ar trebui să existe, deloc. De ce? Pentru că am link. Da? Acolo sus pe homepage am link. Aici am link pe categorii. Ce mai trebuie încă un buton pentru continuă cumpărăturile? Nu trebuie. Buton suplimentar de actualizează cantitatea. Nu trebuie, că sunteți băieți de șters programator aici în sala asta. Și știți să faceți cu Ajax chestia asta. Când se schimbă cantitatea și am plecat din câmp, se recalculează coșul. Este foarte simplu. Orice puș de liceu care știe programarea cu poate să facă chestia asta. Punct. Deci, fără butoane suplimentare, da? Rămâne doar butonul principal. Nu există coș prescurtat aici, da? Pentru că am distractorii în jurul coșului. Așa ar trebui să arate coșul prescurtat de la Crystal Glamour, da? Cumva în genul ăsta. Bine, asta este pe platformă Showmania și acolo sunt poate mii probleme de platformă. Next, la Atria, la fel avem problemuțe mici, avem însă coș prescurtat, avem cupon reduce iarăși, aceeași problemă. Aici este eu o problemă, cred, la Atria, sau nu Atria, la următorul este. Ce lipsește bine și la celălalt numai la Atria, este vorba despre elemente de calmare a clientului, despre acele food-uri. Fears, uncertainty and doubts. Dacă vine produsul, dacă nu vine, dacă vine zgâria, dacă vine ministrul, vine poi bine și așa mai departe. Aceste frici ale clientului trebuie calmate în această pagină. Și sunt foarte multe, trebuie cu plătică de returnare, cu sigla de tras, cu diverse de chestii, trebuie calmat clientul aici, neapărat. Recomand coșul de la ASOS, care este un coș foarte, foarte bun. Recomand coșul de la Colts, care l-am tăiat de aici, era în prezentarea de la GAR. Floria, această pagină de căutare, fără rezultate, este o palmă adresată utilizatorului. Este o chestie în care spui clientul ești prost. Pentru că asta spune acolo. N-am găsit rezultate. Înseamnă că ești fraier, că nu știi să cauți. Fix asta înseamnă. Este o jignire adusă clientului. Nu se face așa. Sigur, asta este și RBB de care vă posteam, mai am câteva chestii imediat. Termin, nu mai stau foarte mult. Sper să mă lăsați. Acum dacă m-am pornit, trebuie să mă lăsați. Partea de căutare la fel nu e de niciun folos. Nu mă ajută să-mi spui că n-ai găsit rezultate. Chiar nu mă ajută să spui asta. Da? Imediat vă dau și soluția. La Amazon, care spune că n-a găsit și îmi dă sugestii. Și mai bine decât la Amazon, este vorba despre, cred, Nord Equipment Tools sau ceva. Eu sau cum fel de afară, bineînțeles. Sau Nord Equipment Tools. Nu mai țin minte exact numele. În care mi se dă încă un câmp de căutare, mi se dau niște link-uri către categorii sau promoții și mai mult mi se dă contactul. Doamne, nu reușești să cauți ceva, sună-ne că te ajutăm noi să faci chestia asta. Așa se face
pagina de search fără rezultate și pagina de 404. La fel se face cazul aici. Deci nu îi spui omului, ne pare rău, n-am găsit pagina. Nu. Asta înseamnă că dai o palmă peste față, pur și simplu nu-l ajuți, ci îi insulți intelectul. Next, vorbim de FBB, despre problema cu Blur, da? Unde este, adaugă în coș și ia spuneți-mi voi, sigur, iarăși bănuiți unde este, bănuiesc, eu așa. E pe acolo undeva. Dar este contrastul foarte mic, după cum se vede, și foarte mult portocaliu în zonă și atunci nu se vede. Deci, practic, e inexistent acel buton, da? Și observați ce frumos se vede când faceți textul cu testul Blur, da? Deci cine vrea să vadă și un test prost, uite, este un test prost. Bun. Next, vorbim tot de FBB despre un banner de pe homepage, care spune așa. Tricicletă pentru copii energici. Ok, și dacă copilul meu este mai puțin sportiv și e moale, ce fac? Cumpăr? Nu cumpăr? De ce mă jignești atunci când faci un banner? Trebuie să vă gândiți la orice atunci când faceți un banner. Unde este oferta? Cu ce diferă oferta lui de biciclete de altă ofertă de biciclete? N-am niciun contract aici. Vezi, cumpără, caută, fă ceva. N-am nimic. Asta e un exemplu de banner prost. Da? Și cu ce mai întâi pe site-ul vom găsi multe alte exemple de banner proaste. Care nu exprimă nimic. Deci n-au nimic concret în ceea ce zic ele acolo. Pur și simplu sunt niște grafice. Dar nu exprimă nimic. Da? Sigur o să spuneți că se primă emoție, probabil. Dar eu sunt mai mercantil, mai pragmatic un pic, mă rog. Merg în zona comercialului, nu vinde acest banner, da? Poate să atragă ceva mămici, poate. Mămicile cu copii care au ADHD mai mult. Dar, cei care au copii săraci mai așa, ce se întâmplă cu ei, cu acei părinți? Ce faci cu ei? Cam așa arată niște bannere care au ceva să exprime, da? Ne spun despre reducere, ne spun perioada de valabilitate a promoției, cât economisesc, ce primesc în schimb. E cu totul altceva. Este un alt fel de banner. Sus este un brand care vinde foto și este un brand premium. Este F64, care probabil că știți. Jos este un brand de discount, care vinde mobilă ieftină și foarte ieftină și arată foarte bine. Și care are un alt tip de mesaj, bineînțeles, dar exprimă ceea ce trebuie. Da? Are un mesaj comercial clar, pur și simplu. Nu trebuie să fie o super grafică, trebuie doar să exprime comercial ceea ce trebuie să exprime. Și ultimul meu slide din seara aceasta este acest Dilux. Pe coș ne aflăm acum și avem o groază de elemente verzi. Care este butonul care merge la casă să plătesc? Păi, bănuiți voi că este, da. Și așa este. Dar problema este că e rău. Pentru că avem un contrast scăzut. Da? Bun. Cam atât vreau să vă zic. Vă mulțumesc pentru prezent. Pentru frumoasa participație că ați venit în număr așa de mare astăzi. Și am avut 130 de oameni la... Eu am avut un fel de conferință la Cânec. Este mai puțin, dar bun. Da. Și acum, dacă mă lasă șeful de niște întrebări, dacă nu mă vrea... Două, maxim trei întrebări, că tot am fost cu timpul. Avem acolo una. Și iarăși n-am prevenit să-ți dau, dar uite, am reținut că ai ceva, dar am făcut două ori chestii și nu mai gândesc la ceva. Dacă am un magazin online și vreau să fac un site de prezentare, dar n-aș vrea să pun magazinul pe prima pagină și mă gândesc să fac... Deci am secțiunea de magazin și pe prima pagină îi spun clientului cine sunt eu, ce vreau de la el și așa mai departe. E ok să nu intru cu magazinul online pe prima pagină și să... Da, este ok. Ține minte numele ăsta, Herman Miller. Caută Herman Miller. Prima pagină este o site de prezentare, sus, undeva în dreapta, ai store-ul, ai shop-ul, da? Deci este un link în bara respectivă în care el își prezintă compania. Este o companie producătoare de mobil, de scaune, de fapt. Este un fel de Mercedes al scaunelor. Și are un layout foarte, foarte bun. Deci dacă duci la layout, să vezi că are un layout extraordinar de bun. Și undeva aici, în dreapta sus, scrie shop sau store. Sigur, apeși pe el după a intri în magazin și e foarte ok. Deci e bine ce spui tu, da? E ok așa. Next. Alte întrebări? V-am năucit. Ok. Se pare că a fost o prezentare... Uite aici și că a fost o prezentare. Sau nu? O completare atunci. O mică precizare legată de modul de afișare a produselor. Am participat la un focus grup cu femei, cumpărătoare de fashion și de produse pentru copii.
Femeile apreciază foarte tare genul de produse prezentate cu imagini umane, adică să există un copil care se joacă cu produsul, atunci când îi vinzi un cărucior să existe copilul cărucior și mămica care îl împinge să-i arate relația dintre ei, iar într-adevăr, ASOS e foarte fain pe partea de fashion, ASOS acolo... ASOS e foarte pici la Lea, la tot. Exact. Acolo aveți un exemplu de... ei au prezentare, au video, în care puteți să vedeți produsele într-o mini prezentare. Și femeile apreciază foarte mult. Acum și la noi, de exemplu, am văzut la Boreali, au început să facă videouri, deci au o platformă de sticlă care se învârte, pe care pun bijuteriile, îi vând bijuterii. Și le învârși și, bă, zic ceva de bijuteria. Deci ideea este că video chiar vinde. Ice.com, iarăși este un site de bijuterii care are video. Sunt mulți care au video. Și mai vreau să zic, apropo de fețele copiilor și asta, am mai zis eu acum mult timp, într-o prezentare de usability legată de fețe și de ochii oamenilor care sunt în acele poze. Să nu care cumva să faceți ca ochii să se uite în ochii omului, pentru că atenția când omul se uită pe acea fotografie, va fi în ochii copilului și nu-l adaugă în coș. Dacă copilul care se joacă cu ceva are ochii îndreptați spre adaugă în coș și faceți eye tracking, cum am făcut eu, s-am văzut hudile afară, veți observa că acolo se concentrează privirea userului. Deci, ochii persoanei care apare în fotografie să fie pe adaugă în coș. Ok? Asta așa ca un fel de fines. Da? Mersi. Ok, mulțumim Liviu pentru o prezentare exhaustivă.